Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Timișoara, suntem pe urmele istoriei Revoluției din 1989 și suntem cu cel mai activ lider al Revoluției. Suntem cu domnul Sorin Oprea. Vă salutăm! Bună ziua! Domnul Sorin are multe povești de arătat și de spus. Domnul Sorin, începem de aici. De ce tocmai de aici? Eu consider că punctul culminant de începere al Revoltei din Timișoara s-a întâmplat aici, exact în această locație, pe podul de la Maria. Deși în 14 și 15, în fața pastorului Tökes s-au adunat enoriași de-ai dânsului, pastorul Tökes, în data de 16, iese la balconul casei dânsului, a parohiei, și le spune oamenilor să plece acasă. Asta înseamnă undeva în spate la o stație de tramvai, da. Nu trebuie să arăți? Un pic mai încolo. Un pic mai în spate. Noaptea de 16... sau după masa de 16 adună mai mulți oameni. Nu mai era vorba de o acțiune, pentru că pastorul Tökes trebuia mutat la Mineu, deci nu mai are nicio legătură cu pastorul Tökes. Oamenii sunt adunați, oamenii sunt nemulțumiți, securitatea era între noi. Chiar aș vrea să menționez un fapt foarte interesant. Ștefan Iordănescu se numește. La un moment dat, securitatea vrea să ridice pe un domn din masele de oameni care erau adunate în piața Maria, iar Ștefan Iordănescu pur și simplu merge și trage un cap în gură la securistul ăla și îl lasă pe jos. Deci a fost o chestie extraordinară în care pur și simplu securitatea se retrage și oamenii, să zic, o mică victorie. Aș vrea să menționez un alt lucru, oamenii fiind adunați acolo, tramvaiele se opresc, un alt coleg de-a nostru, Daniel Zăgănescu, se urcă pe tamponul tramvaiului și spune: nu mi-e frică de Ceaușescu, mă numesc Daniel Zăgănescu și jos Ceaușescu. O chestie care a fost foarte încurajatoare, după părerea mea. În fine, vine seara de 16, în jurul orelei 8:30, eu lucram la întreprinderea Electrometal, aud de vuietul care venea din acest loc și mă îndrept. Vin din acea parte, ajung pe podul la Maria aici și mă atașez grupului de oameni care protestau. Scutierii erau aici, la capul podului, erau două rânduri de scutieri cu căști albe și cu scuturi și în spate erau un cordon de militari și de milițieni. Din dorința de a ne sparge, să zicem, grupul de aici, o mașină de pompieri circula în sus și în jos, de la catedrală la Piața Maria și înapoi, încercând să ne stropească cu apă. Noi ne ascundeam acolo, deci pe scările acelea de jos, și aici, în partea asta, aici mă ascundeam eu, să nu... pur și simplu, ca să mă feresc de apă. Aici, în acest colț? Da, exact în colțul acela. La un moment dat, mașina de pompieri revine dinspre catedrală, iar un individ, unul dintre demonstranți, avea un bolovan destul de mare și consistent și îl aruncă prin parbriz în mașină de pompieri. Se sparge parbrizul și bănuiesc că șoferul se panichează și pune frână. Oamenii înfuriați atacă mașina de pompieri. Pur și simplu, ia tot echipamentul de pe mașină, îl aruncă în bega, furtune, scări, și vor să mazilească tinerii care erau niște tineri. Împreună cu alți oameni încercăm să-i facem și îi facem scăpați în parcul catedralei. Le spunem: fugiți acolo și ascundeți-vă. Că oamenii erau foarte, foarte furioși. În acest timp, dinspre capul podului, începe și se apropie scutierii. Dar putem spune că ați pățit ceva atunci când ați încercat să îi salvați pe cei tineri? Da, da. Adică unul dintre indivizi probabil a crezut că sunt de partea poliției sau miliției și a luat o cărămidă și m-a lovit exact în obraz. Da? Astea sunt, ce să zic, lucruri, mă gândesc, firești, care se întâmplă. Oricum, deci eram grupuri și grupuri de oameni. Și atunci, bineînțeles, mi-a venit ideea de unitate. Eu aveam o bicicletă mică, Pegas, albă. Am rugat pe doi oameni. Unul dintre ei se numea Costel Balint, iar al doilea se numea Călin Eugen. Și i-am rugat să țină de bicicletă și m-am urcat exact pe bicicletă să pot să fiu deasupra oamenilor. Și le-am strigat cât am putut să ne ținem de mâini și, ținuți de mâini, să formăm ca un lanț uman și să ne îndreptăm către scutieri. Care ei unde erau amplasați? Scutierii erau acolo, chiar aici la Codupa, la vreo, să zic, 20-30 de metri de noi, chiar în intersecție. Nu se mai putea trece de intersecție, pur și simplu.
Oamenii m-au ascultat, s-au luat de brațe și unul dintre participanți a spus să cântăm Deșteaptă-te Române. Cineva a dat tonul și cântând Deșteaptă-te Române ne-am îndreptat către ei. Scutierii au făcut un pas în spate, noi am făcut un pas în față. Tot așa, de câteva ori, până la un moment dat, am prins curaj și am luat-o către ei. Pur și simplu, într-un pas mai grăbit. Ei s-au panicat și au luat-o la fugă. Erați oricum mai mulți decât... Era mulți mai mulți decât ei. Da. S-au panicat și au luat-o la fugă. O parte dintre demonstranți au plecat după ei și au fugărit până prin Iosefin. Alții au rămas aici. Eu chiar mă urcam. Ce am făcut? M-am urcat pe acest, exact pe capul podului și am urlat cât am putut din răsputeri și am zis stați pe loc, stați pe loc și veniți la catedrală. Și am pornit către catedrală. Am ajuns la catedrală după, să zic, 5-6 minute și un grup destul de mare de oameni m-a urmat. Aș vrea să reamintesc un lucru, un mit care se vehiculează tot timpul, inclusiv la niveluri destul de mari de cercetare națională din partea unor asociații sau din partea unor instituții. Acea legendă cu aruncatul mașinii de pompieri în Bega. Nu există așa ceva. În Bega s-a aruncat echipamentul, nici cum. Nu poți să arunci o mașină de 6-8 tone plină cu apă în Bega. Îți trebuie o forță enormă, pe de o parte. Iar al doilea lucru care vreau să spun, în acea noapte, în jur de 10 și jumătate, când am avut acele două speech-uri și am unit oamenii, nu se spărsese absolut nimic. Vitrinele se sparg mult mai târziu și într-un altă împrejurare. Mai târziu în noapte. În noapte. Bun. Mai târziu în noapte. Nu s-au spart de câte demonstranți. Asta vreau să menționez. Manifestația care a durat aproape 5 ore a fost foarte pașnică și a fost exact contra dictatorului și a sistemului comunist. Plecăm dinspre podul de la Maria, ne îndreptăm cu cei câteva sute de oameni și ajungem în fața catedralei. M-am urcat pe treptele catedralei ca să fiu vizibil. Cred că a fost unul dintre cele mai frumoase comentarii sau speech-uri pe care le-am ținut, în care i-am încurajat pe oameni să demonstreze și i-am încurajat pe oameni să nu spargă și să, cum să spun, doar să dărâme toate simbolurile comuniste care existau. Un lucru foarte interesant este că în acea parte, exact acolo unde este primăria, nu se putea trece mai departe pe șosea pentru că era un cordon de militari. Adică vedem dublu. La vreo 200 de metri de aici. Da, era un cordon dublu de militari, iar o parte din demonstranți, când am venit aici, după ce am ținut speech-ul și le-am spus traseul pe care să mergem, pe unde să demonstrăm, au vrut să atace militarii care erau acolo. Și am reușit cu câțiva dintre cei care erau apropiați de mine să-i oprim, să nu creăm, cum să spun, animozități între noi și ei. Dar totuși m-am dus până acolo pentru că erau câțiva mai înverșunați și pe cine îl găsesc acolo? Îl găsesc pe un locotenent care de fapt era un coleg de-al meu care a locuit cu mine aici. Se numește Nicolau Ioan. Tatăl lui a fost general în armată și el... probabil că am îmbrățișat și la data. Și l-am întrebat, Ioane, ce faci aici? Zice, sunt la obiectiv. Sper că nu sunteți nebun să trageți. Zice, nu, stai liniștit, nu avem treabă cu voi, noi mă operăm, noi apărăm obiectivul primăriei. Bun, zic. În fine, deci, de aici ne luăm ultimul, să zic, finisaj și le stric din cât am putut să stric tare și am zis, plecăm spre operă, pe la Modex, trecem că lângă muzeu, podul Michelangelo și ne îndreptăm către studenți. De ce? Pentru că aici era blocat, acolo era blocat. Deci trebuia să găsim o cale să ieșim afară din centrul orașului ca să putem să mergem să demonstrăm. Și ăsta am făcut. Deci am început, am plecat aici, probabil era chiar aproape de miezul nopții, plecăm înspre operă. Suntem 16-17 pe miezul nopții, coloana vine dinspre catedrală, cum am și zis, și aici... În acest loc era sediul Partidului Comunist Român. Era o pancartă chiar sus acolo unde scria Partidul Comunist Român. Aici era un sediu al Partidului Român. Foarte interesant, acea pancartă, bineînțeles, a fost făcută țenderi. În schimb, nici o vitrină, niciun magazin nu s-a spart. Coloana demonstrează și merge către operă. Da, ia spuneți-mi, ce simțeați atunci în acea noapte cu toți acei oameni în spatele dumneavoastră care vă urmau? Cu frica, deci, vedem care asta. Poate că nici nu mai era frică, da. Cu teama asta. Nu mai, cum vă simțeați?
Ce simțeați? Ce s-a întâmplat? Deci eu cum, precum mergeam și cum vorbeam oamenilor și când vedeam oameni mult mai mulți, a început să scadă puțin frica. Nu pot să zic că nu. Deci nu mai eram chiar atât de temător. Bine, aveam oameni lângă mine, orice s-ar fi întâmplat. Chiar un lucru foarte interesant, vedeți noastră cum este solidaritatea umană. Deja se formase un grup de 4-5 tineri care stăteau tot timpul lângă mine, da, în caz că, Doamne ferește, să nu mi se întâmple ceva. Chiar își juca un rol frumos al lor. Îmi pare rău că nu mai mi-aduc aminte, nici nu i-am întrebat cum îi cheamă. Nu știu, poate ei vreodată vor apărea. Poate cu ocazia asta poate ei vreodată vor apărea și zic că da, eu am fost acolo, da, împreună cu Sorin și așa mai departe. Deci, nu știu, în fine. Cam câți oameni erau acum după dumneavoastră? Erau vreo 1000 și ceva de oameni deja, așa cum am urcat, pentru că eu ce-am făcut? M-am urcat acolo pe stâlpul acesta de a... Ia, uite să-l arătăm. Deci bateria de becuri, al doilea stâlp, care, sau primul de la noi, primul care îl vedem se îndreaptă acum. Da. Și m-am urcat pe acel pedestal și am vorbit, tinerii aceia mă țineau de picioare ca să pot să le vorbesc. Și a fost un sentiment extraordinar, pentru că lumea chiar asculta. Deci chiar asculta ce le vorbesc. Și am avut o inspirație, eu nu sunt un foarte bun orator, dar... Am avut așa o inspirație de moment extraordinar. Tot timpul le spuneam, în afară de faptul că se streiau lozinci peste lozinci contra lui Ceaușescu, contra sistemului, jos securitatea, bineînțeles că oamenii erau disperați, nu? Era lipsă de penurie de combustibil, de hrană și așa mai departe. Cred că am avut în jur de 10 minute în care am ținut așa un speech, lumea tot timpul era în urale, erau fericiți, erau bucuroși, însă și ei cred că se încurajau singuri, văzând. Și știți cum e, un sentiment, pe eu fiind mai sus, ei puteam să văd, din toate părțile apărau, foarte mulți copii între 14 și 17 ani, dar veneau din toate colțurile și ce să vă spun, eram așa, am avut un sentiment de bucurie extraordinar văzând că lumea mă urmează. Cam de pe aici am început să zic eu, să realizez că, de fapt, domne, m-am înhamat la o acțiune pe care nu pot să o gata, să o termin. Zic, gata, băieți, s-a terminat, lasă, hai, plecăm acasă toată lumea. Nu, trebuie continuat, cât se poate. De aceea am și zis, plecăm spre Complexul Studențesc. Inițial am zis că venim aici și mergem prin Piața Libertății, dar după aceea m-am schimbat ideea și am zis plecăm către Complexul Studențesc. Și am plecat, am început să plecăm către Complexul Studențesc pe lângă muzeu. Când se trece muzeul, o să vă arăt eu dumneavoastră, erau pe vremea aceea pancarde mari de 3-4 metri de tablă pe care scria trăiască Partidul Comunist, Ceaușescu România, Ceaușescu PCR. Da. Vă dați seama, forța mulțimii de ură, pur și simplu au scos pancartele, erau betonate, erau bulgări de beton, unde erau băcate țevile ca să țină pending, adică să fie stabile în caz că vântul este puternic, și pe alea pur și simplu le-au dărâmat și de unde au făcut rost de benzină, de nu știu, le-au pus benzină pe ele și le-au dat foc. Înțelegeți? Pe măsură ce înaintam către se și ne îndreptăm și ajungem către podul de la Michelangelo. Deci după speech-ul care l-am avut acolo în Piața Operei, ne îndreptăm către Complexul Studențesc. Trecând pe lângă muzeu, care este în stânga noastră, muzeul se află în stânga noastră, noi venim dinspre Piața Operei Modex. Deci muzeul e acesta de pe stânga. Acesta este muzeul, da. Și noi venim exact în fața, prin fața muzeului, dinspre Piața Operei. Bun. Deci pe acolo, da, în fața muzeului. Da, prin fața muzeului și ne îndreptăm. Venit aici, am venit aici și ne îndreptăm către Complexul Studențesc. Da. Aici, imediat în partea dreaptă, o să vedeți un teren viran, mi se pare că este un părculeț acum. Aici, în partea dreaptă, erau plini de pancarte pe care scria Partidul Comunist Român, trăiască Republica Socialistă Române. Toate aceste pancarte au fost pancarte uriașe de 4-5 metri, au fost dărâmate și arse cu benzină. În toată partea aceasta erau plini de ele. Lumea foarte pașnic, n-a spart o mașină, n-au deranjat absolut nimica. Singurul lucru care au fost, au dărâmat și au pus la pământ toate aceste pancarte, iar noi, coloana, ne îndreptăm mai departe către podul Michelangelo, către complex. Bun.
imaginați-vă că aceste două sensuri de drum erau pline de oameni. Da. Și o grozăvie. Și veneau din toate părțile, pur și simplu. Se adunau pe măsură ce înaintam, lumea venea și se atașa coloanei. Deci ne îndreptăm către... Facem dreapta, sigur. Ne-am îndreptat către dreapta și mergem. În curând vom traversa podul Michelangelo, cred că are același nume. Este podul care trece râul Bega și în câteva sute de metri vom ajunge în complexul studențesc. Din păcate, studenții, noi ne-am îndreptat către în ideea ca să luăm studenții, fiind o masă mare de tineri. Din păcate, studenții nu ne-au onorat cu prezența lor pentru simplu fapt că li s-au dat drumul cu câteva zile înainte de demonstrația din acea noapte. Deci a fost cumva pregătit. Nu știu dacă a pregătit, dar... Nu sau a fost ei, o coincidență? Nu, eu zic că a fost o coincidență. Ei, ca să ia măsuri de siguranță, văzând agitația din oraș, au zis... Acesta e podul Michelangelo. Da, acesta este podul Michelangelo și complexul studențesc... Mergem drept înainte și o să încercăm să ne băgăm pe un complex studențesc, dacă nu venim pe partea cealaltă. O să venim. Deci acesta este... cum se spun, în partea stânga noastră, în spatele parcului, este complexul studențesc. Încercați să faceți stânga, încet, încet, încet. Acesta este. Rețineți acest loc care vi-l arăt aici, cu această cruce, care o vedeți. Da. Este ieșirea din complex. Aici s-a întâmplat un lucru formidabil. Ajungem în complexul studențesc. E probabil orele 12:30-1 noaptea. Mă urc pe această platformă Trafo, după cum spune și raportul colonelului Mavru. Fiind înaltă, puteam să vorbesc mulțimii. Toată suprafața aceasta care o vezi dumneavoastră era plină ochi, erau plini de demonstranți. Părculețul ăsta nu exista pe vremea aceea. Era un teren viran foarte mare. Se vedeau doar blocurile căminului Sfântesc. Atât. Și le țin o cuvântare foarte frumoasă. Îi îndemn din nou să demonstrăm, refacem un nou traseu, le spunem că plecăm, vom pleca spre calea Buziașului, dar înainte ne reîntoarcem înapoi la catedrală și plecăm pe lângă Electrometar și în cartierele Muncitorești, cum era cartierul Circumvalațiunii, unde mii de oameni locuiau acolo. Frumusețea cea mare a fost cum eram noi aici uniți, din partea stângă, dinspre liceul Ion Vidu, vine un alt grup de oameni care dinspre calea Girocului. Și se unesc cu noi. Oamenii s-au îmbrățișat, s-au bucurat, a fost o atmosferă, sublimă. Și când am văzut masa aceasta mare de oameni, cred că a fost pentru prima oară când m-am simțit așa liniștit, sufletește, ca și cum am avut o datorie de făcut și m-am achitat de o sarcină sau ceva de genul. Nu știu cum să zic. Am avut sentimentul de împlinire sufletească. Înainte de a pleca, le-am spus oamenilor, după cum și colonelul Mavru recunoaște, să ai grijă de copii și să-i țină în coloană, să nu cumva să se întâmple ceva cu ei, pentru că ca și cum am fi fost responsabil de ei, că erau foarte, foarte, foarte mulți copii. Ne îndreptăm. Probabil că ne ia în jur de 40-45 de minute această staționare aici. Bucuria mare între oameni, grupurile se unesc, tot mai mulți oameni vin se unesc. Un student de la etajul 2, studenții nu erau aici, că așa cum am zis, le-au dat drumul, autoritățile să plece mai devreme. Un student arab sare de la etajul 2, vrea să ne ia, își rupe piciorul, săracul, și n-am mai putut să ne... Da. Atunci, înainte, când v-am zis să reținem acel loc cu acea mică cruce, acolo e un moment foarte frumos, pentru că noi, când ieșim de acolo, o mașină de pompieri încearcă să ne stropească cu jetul de apă, să ne forțeze, să ne țină. Eu cred că ei au vrut să ne atace în complexul studențesc aici, pentru că era un loc închis. N-am realizat atunci, nu sunt revoluționar de profesie, deci eu am făcut în instinctul de conservare. Mergem acolo, facem acolo, strigăm, urlăm și așa mai departe. Nu mi-am dat seama că chiar ne puteau ataca foarte urât de tot aici.
În momentul când ieșim afară, era un troleibus parcat care vede mașina de pompieri venind și dă în marșalier și propriu zis blochează jetul de apă a mașinii de pompieri. Un moment memorabil de care toată lumea, adică cei care au fost atunci, se aduc foarte, foarte bine aminte. Și ne îndreptăm din nou spre catedrală. Vrem să ne întoarcem înapoi pe podul Michelangelo, din păcate podul Michelangelo era deja blocat de către soldați și ne redirecționează prin fața facultății de vest către centru. Și ne îndreptăm din nou către centru, către catedrală. Deci suntem în data de 17 spre dimineață, probabil în jur de 1 și ceva, 1 și jumătate. Ne îndreptăm către podul Michelangelo din nou să trecem pe aceeași rută pe care am venit, ca să ne întoarcem înapoi la catedrală. Din nefericire, podul este blocat de către armată, coloane de soldați și suntem, pur și simplu, suntem deviați către partea stângă, o luăm în stânga, către podul Mihai Viteazu, după care ajungem din nou în centru. Trecem pe podul de piatră Mihai Viteazu și ajungem din nou la catedrală. Mă urc pe treptele catedralei și am ultimul meu speech și le spun oamenilor să meargă în circunvalațiune, în cartierul circunvalațiune, care este un cartier de oameni muncitoresc, după care urmăm UMT, calea Buziașului, și ne reîntoarcem dimineață tot la catedrală, neștiind ce va urma. Pornim de aici, exact pe acest sens de drum, ajungem la policlinica de copii și ne îndreptăm către gară. Stați să vedem dacă putem să facem stânga, dacă nu formăm acel giratoriu. Da, merg drept și după aceea facem sensul giratoriu. Și ne îndreptăm către gară. Deci gara e în partea stângă. Gara este în partea stângă, da. Pentru că noi ne îndreptăm către cartierul circumvalațiunii, unde, bineînțeles, armata ne atacă și cu miliția și cu jandarmii se fac cele mai multe arestări. Este data de 17 dimineață, când plecăm dinspre catedrală ca să demonstrăm, așa cum am zis, prin cartierele muncitoresc, către platforma industrială și după aceea cartierul Soarelui și după aceea să ne întoarcem dimineață către ora 6, la ora 6 dimineața, să ne găsească dimineața în fața catedralei demonstrând. Sigur că nu s-a mai întâmplat, ei aveau foarte clar plănuită această, cum se spune, acest atac al lor. Deci dacă vă puteți închipui, dimineața la ora 2:30-3, cele două sensuri erau de aici până la semafor pline. Toată porțiunea aceasta era plină, până la semafor, pe ambele sensuri de mers. Și tot aici este locul în care pe data de 20 eu mă întâlnesc cu Marcu și continui către operă și Consiliul Județean, pe această stradă. Așa, o să facem dreapta acum. Aici este un lucru foarte, foarte frumos. Când am venit aici pe pod, erau niște pancarde mari care trăiască cu Partidul Comunist Român. Chiar aici. Unde scrie pasajul Jiu. Oamenii erau atât de furioși, pur și simplu au scos pancardele din buloane și le-au dat foc. Și le-au aruncat jos. Pe atunci nu existau două sensuri de mers în sus și în jos, erau numai, podul era mult mai, viaductul era mult mai îngust. Aceste clădiri nu existau pe vremea aceea, iar întreprinderea unde am lucrat eu, Electrometal, ultimul meu loc de muncă în România a fost exact unde este acest bloc alb din față. Era întinsă chiar pe o porțiune destul de lungă, se numea întreprinderea Electrometal, făcea boilere. În depărtare se vede acele blocuri, chiar acolo, în partea stângă, este piața, cum se spune, este cartierul circumvalațiunii. Este un cartier destul de mare. În noaptea de 16 pe 17, eu, în jurul orei 3:30, vorbesc cu cei de lângă mine să continuă mai departe coloana, iar eu intru, aici era unde era acest bloc, aici era această întreprindere, eu intru pe la întreprindere să-mi creez un alibiu. Era pueril, că la urma urmei, dacă vreau să afle, aflau. Pentru că existau deja făcute. Da, bineînțeles, sigur că da. Mai ales că în acea noapte securitatea spărsese apartamentul părinților mei unde eu figuram că locuiesc. Nu o să mai intrăm în cartierul circumvalațiunii, dar coloana mare intră în cartierul circumvalațiunii, așa cum le-am spus-o. Din păcate, armata încercuiește tot cartierul, ne atacă,
se fac 600-700 de arestări și eu reușesc să scap, cum se spun, în acea noapte, nu eram încă împușcat, a doua zi urmau să mă împuște, reușesc să scap de arestare și mă îndrept către casă, bineînțeles, și... Facem dreapta? Da, da. Acesta în stânga este cartier Școlii Generale, este un cartier, cum v-am spus, mare de tot și aici pur și simplu se stinge toată demonstrația. Dar lucru cel mai frumos este că mesajul a fost lansat pentru că a doua zi nimeni nu mai era la pastorul Tăicheș în fața casei, nici chiar enoriașii lui, acei 200 de enoriași, ci toată lumea era în piața Operei. Deci mesajul meu, pentru că motoul demonstrației a fost veniți la catedrală, în tot timpul. În afară de lozincile, de libertate, de democrație, de contradictatorului, noi pur și simplu în tot timpul am chemat oamenii să vină a doua zi în piața Catedrale sau piața Victoriei în fața Catedralei. Lucru care de fapt s-a întâmplat. Și așa poate să afle tot poporul ăsta românesc cum a început Revoluția de la Timișoara. Sigur că ea au avut diferiți lideri în diferite locuri, dar cele mai importante momente pe care le-am povestit s-au derulat așa cum vi le-am spus. Timișoara a avut acel spirit de revoluționar că, vedeți dumneavoastră, chiar dacă ar fi început pe la Suceava sau la Botoșau sau la Constanța, poate oamenii nu au fi urmat, dar spiritul acela extraordinar în care oamenii declară în data de 20, n-au mai rezistat și au declarat greva generală și au ieșit din întreprinderi și s-au îndreptat către piața Operei, a fost extraordinar. Am ajuns într-un loc în care, dacă pereții ar putea vorbi, ar plânge, pentru că sunt multe răni aici. Da, ne spuneți mai multe dumneavoastră. E 17 după masă, eu am ajuns puțin mai devreme de dimineață. Aici am reajuns înapoi pe la orele 12 și jumătate. Am venit acasă, socrul meu a venit între timp unde locuiam eu în Blașcovici, pe Aprodul Movilă. Eu vorbisem când am ajuns la parul dimineața, în dimineața de 6, și i-am spus soției ce am făcut și ea s-a panicat și l-a chemat pe taicăsul. Și el a venit și a zis, ce s-a întâmplat? Zic că i-am povestit cum am demonstrat cu oamenii, zice, hai, lasă-mă. Ce stai puțin aici. A luat mașina și s-a dus în piață. A venit răgeat. El, propriu zis, locuiește aici, în gangul acesta, se numește Piatra Craiului. A revenit înapoi și zice, băi, e adevărat, zice, ce spui, zice, băi, toată lumea zice, piața e plină. Am întrebat, zic, păi ce să fac acum? Oare ce să fac acum? Zic, ca și cum aș fi avut nevoie de o confirmare. Și el era așa un bănățan, așa mai dur un pic și zice, băi, băiete, băi ficior, eu știu un lucru, dacă ai pornit ceva, te duci și îl termini. Așa a zis. Și atunci am zis, bun, hai să mergem. Am mers, a parcat mașina aici și am intrat în piață. Ne-am dus, ne-am oprit, au început în fața catedralei, era un grup de tineri care demonstrau cu steaguri găurite deja. Rețineți, era data de 17 după masă, în jur de era 1 și un pic și tinerii demonstrau pe pietre și strigau lozinci cu steagul găurit. Lumea circula în sus și în jos, m-am dus cu socrul în sat, am văzut un prieten, m-am oprit, a apărut un securist, erau peste tot împânziți securiști cu geci de piele și cu arme automate cu patra batabil. Și zicea, circulați, circulați, circulați. Deci se uitau foarte urât la tine. Și dacă vrei să zici ceva, imediat, ca și cum, ca un câine de la care vrea să te muște. Înțelegi? Normal că n-am vrut să creez nicio divergență, am tăcut din gură, eu în mintea mea am zis că începem din nou că aștept seara. Seara n-a mai venit pentru că între timp se face orele 4 jumătate și după câte știu, normal, am aflat mult mai târziu, la ora între 4 jumate și 5 fără un sfert vine ordinul din partea lui Ceaușescu, ordinul Radu cel Frumos, care înseamnă tragere cu muniție de război. Noi nu aveam de unde să știm lucrul ăsta. În jurul ore 5 fără un sfert, 5 fără 10, nu pot să fiu chiar, poate să fie chiar 5, se aud focuri de armă din Piața Libertății și de o parte și alta a Operei vin două taburi care sunt urmate de câte două rânduri de, cum să le zicem, soldați, militari, eu știu, securiști, Dumnezeu știe ce era, erau îmbrăcați în combinezoane negre și cu căști pe cap. Puteau să fie tanchiști, puteau să fie parașutiști, puteau să fie deghizați, Dumnezeu știe. Nu am de unde să știu, probabil că se va afla odată și odată. Și
se îndreptau, vroiau prosuziți să curețe piața Operei, pentru că lumea era împrăștiată peste tot. Da, lumea opera este chiar acolo. Opera este chiar acolo. Da? Deci de acolo veneau încoace. Da, veneau încoace și pe o parte și pe cealaltă. Da. Ce se întâmplă? Spațiul verde de acum este și cel de atunci. Da. Lumea se panichează, începe să fugă, să se retragă. De ce? Pentru că au început să tragă rafale de armă. Eu mă uit în partea dreaptă, cum veneau scutierii și de pe partea cealaltă, un bătrânel pică. Eu am crezut la un moment dat că s-a împiedicat, dar de fapt eu cred că el a fost împușcat. Necrezând lucrul ăsta, îl las pe socrul meu aici în colț și mă duc un pic mai în față, așa, de al dracu și eu. Ăștia urlau, înapoi că trag. Și eu le zic, mă duc acasă. Și el zice, înapoi! Și am mai făcut doi pași către ei și atunci el, unul dintre militari îndreaptă mitraliera către bateria aceea de becuri, de sus și o face pur și simplu țândări. Adică cea de aici. Și atunci eu, da, de pe stâlp, și eu realizez că de fapt au gloanțe adevărate. Și rămân blocat, pur și simplu m-am blocat. Marele meu noroc a fost în momentul când omul a îndreptat arma către mine și a tras, că eu cred că a tras către mine, el a lovit zidul și m-a lovit pe mine în picioare. Ăsta a fost norocul că socrul meu, care era lângă mine, m-a tras de cap și cumva m-a lovit numai în gamba din piciorul stâng și în fluierul piciorului din partea dreaptă, de jos, de la piciorul drept. La un moment dat am simțit o durere din aceea fulgerătoare, ca și cum îți dă cineva cu un ciocan în picior. Am simțit ca și cum cineva te-a lovit. E o durere surdă, urâtă de tot. Am șchiopătat puțin, dar am zis, mă, sunt în regulă. Am făcut câțiva pași mai încolo, pentru că ei veneau încoace și noi ne-am retras împreună cu alți grup de oameni și când m-am uitat, era urmă de sânge, pur și simplu de sânge. Și am realizat că sunt împușcat. Ne-am retras și am intrat prin acest gang ca să putem să scăpăm de ei. Hai să-l vedem. Și ce ați remarcat? Ce s-a întâmplat? Bucuria cea mare este că n-am rămas cu dizabilități, sunt un om normal. Deși ați stat câteva zile cu el. Am avut o viață normală, mi-am continuat viața într-un mod frumos, nu pe patul de spitale și așa mai departe. Ne intrăm pe aici, pe acest gang. Acesta se numește Piatra Craiului. Ne retragem. Focurile au început tot mai mult și tot mai aprige. Uitasem să spun că lângă mine, în momentul în care au picat doi tineri, pur și simplu nu s-au mișcat. I-am văzut, deci că nu se mai mișcaseră. Deci era pur și simplu, probabil că i-a livrat în organe vitale și au murit. Acela a fost și momentul în care v-a tras tata socru în interior. Atunci. Atunci a fost. Ia, am făcut doi pași, lângă mine au picat cei doi, după care, normal, frica te îndreaptă să pleci de unde e pericolul. Mie mi se pare foarte normal. Da, socrul meu stătea aici, aici e intrarea, la etajul 3, dar nu ne-am dus sus, puteam să mergem sus. Sus, pe bloc, vă referiți? Nu, sau puteam să mergem la socrul meu acasă. A, acasă, în apartament. El stătea aici, aici este intrarea, de pe scară, unde locuia el, dar nu am mai fost acolo, ci ne-am retras în partea aceea. Cred că a fost și un instinct de conservare, socrul meu să mă ducă cât mai departe de lucrul acesta. Deci ieșim de pe Piatra Craiului și ajungem la Bulevardul Republicii. Sau fostul Bulevard al Republicii, probabil că se numește altcumva acum, eu nemai locuind de ani bune în Timișoara, probabil că nu o să mai... Dar probabil că o să vedem noi. Cred că se numește Bulevardul Revoluției. Aici, în colțul acela, din stânga, cum ne-am retras noi, chiar în colț acolo, jos era picat un tânăr, v-am spus, care avea o gaură imensă în piept. Cum Dumnezeu a fost făcut? Probabil că a fost împușcat din spate și când a ieșit glonțul și sângerea foarte, foarte urât, nu mișca absolut deloc, era exact acolo picat, aici, chiar acolo aici. Acolo pe trotuar? Pe... Nu, aici. Chiar aici, da. Unde e mașina? Unde e spatele mașinii? Chiar aici, în spatele mașinii, era picat jos și am zis, nu mai e nimic de făcut. Și ne retragem exact acolo în colț, unde sunt semafoarele, da. Acolo este spitalul de copii. Pe partea dreaptă este spitalul de copii. Ne retragem acolo și așteptăm. Erau grupuri destul de mari de oameni care stăteau toți în așteptare să vedem ce se întâmplă. Probabil că am stat în jur de o oră jumătate, după care n-am mai putut să mă țin pe picioare. Și socrul mi-a zis, haide că mergem încet, încet. Și m-a luat de braț și încet, încet. Am pe jos, am mers până în Blașcovici pe Aprodul Movilă 13. Cum am zis, m-am dus acasă. Și așa s-a terminat noaptea de 17. Așa s-a terminat noaptea de 17. Noaptea de 17 continuă, se fac arestări, se împușcă oameni, mor oameni. Calea Girocului, după cum știți, au venit tancurile maiorului
cred că era major sau capitan, nu mai știu, Paul, împreună cu, cum să spun, unul dintre parlamentarii noștri de astăzi, Roman, care și el este părtaș la toate lucrurile astea și foarte interesant, nici nu vă vine să credeți, este membru într-o asociație de revoluționari. Dar trebuie spus și pe românește lucrurile astea, că ar trebui să se știe. În fine, aceștia sunt cum sunt. Viața merge înainte, populația din Calea Girocului reușește să, cum să spun, să blocheze tancurile cu rângi de metal, se opresc tancurile, ulterior vine armata să le recupereze, reușește să le recupereze, zic ei că dacă nu ar fi sărit în aer cartierul, iară sunt mituri, se exagerări, uitați-vă numai departe de Ucraina, murit, când explodează un tank. Au murit copii, au murit femei, au murit... Bineînțeles, s-a tras și către casa scărilor, s-a tras intenționat să intimideze oameni. Au fost oameni care au fost împușcați în apartamente, pe fereastră, pur și simplu. Unul dintre ei este un copil mic care a murit dintr-un lonț tras în apartamentul unde locuia. A ricoșat și exact așa. Nu știu numele, dar știu că a fost. Deci toată noaptea s-auzeau focuri de armă până spre dimineața, în data de 18. Interesant că în data de 18 un grup de tineri demonstrau pe cărele traterale și se trage din nou și iar mor tineri pe... Există o filmare, după cum bine se știe, în care sunt împușcați tineri pe treptele catedralei în după masa de 18. Suntem în data de 20 de dimineață, în jur de orele 9:30-10, mi se infectase rănile de la picior și nu știam ce să fac. Vecinii care mai aveau prieteni prin oraș, eu am stat, haide să nu zic ascuns, dar pur și simplu stăteam și mă gândeam ce aș putea să mai fac. Și stăteam în expectativă. În oraș nu se întâmpla absolut nimica. Pe 19 nu s-a întâmplat, nimica. Da. Pe 18 au fost împușcături, au murit tineri pe treptele catedrale. Există și filmarea ca atare cu taburile care circulă în sus și în jos. Am înțeles că Sorinel Lea, care este martir, a murit pe treptele catedralei, împușcat de către un nenorocit din securitate, din poliție, deoarece nimeni nu știe. Sau nu se vrea încă să se știe, probabil că o dată și o dată o să aflăm. Mă gândesc unde să mă duc și hotărăsc să mă duc către spitalul de ortopedie de pe Mihai Viteazu. Asta pe 20 dimineață. Pe 20 de dimineață. Plec către Mihai Viteazu, către ortopedie și găsesc un prieten și un amic foarte bun, coleg de rugby din copilărie, care lucra în acel spital și care, cum se spun, era în legătură foarte bună cu doctorii de acolo. Mă întâlnesc cu el, îi spun, Bondi, vezi că sunt rănit, m-au împușcat ăștia, deci stai aici că m-a pus într-o cameră și a chemat un doctor. A venit, mi-a dezinfectat rănile, mi-a scos ce mi-a scos de acolo din picior, m-a bandajat. Inclusiv glonț. Da, nu era un glonț mare, mai micuț. M-a pansat și a zis, zice, trebuie să te internăm în spital. Și a plecat. În schimb, prietenul meu a zis, nu stai aici, repede trebuie să pleci de aici, automat. Ulterior am aflat și noi, ulterior, nu atunci, momentul așa, că în spitalul județean au fost împușcați oameni de securitate pe supraviețuit, câțiva dintre supraviețuitori care au fost împușcați puteau să trăiască, de i-a lichidat. Sau cel puțin așa au fost rumurile. În fine, s-au arestați. Pe vremea aia nu știam dacă ce o să se întâmple, dacă câștigăm sau nu câștigăm, dacă revoluția va învinge sau nu învinge. Și Bondi mi-a dat un baston de lemn, după cum o să vedeți în fotografiile care o să vi le prezint, și a zis, du-te, și m-a scos prin ușa din spatea spitalului, pe o poartă micuță, între tufișuri, și a zis, du-te, pleacă de aici, nu știu unde știi. Și așa, șchiopătând, m-am îndreptat către piața Operei, m-am îndreptat către gară cu gândul, pentru că am auzit un vuiet de mulțime. Și din curiozitate, așa, m-am dus. Pe acea stradă se numește, pe vremea asemenea Republicii, probabil că acum este Bulevardul Revoluției, nu mai sunt sigur, în fine. Și îl văd pe un tip înainte, în frunte unei coloane mari. Ulterior am aflat, se numea Ion Marcu. Era un muncitor care avea un cerceaf pe el și care era în fruntea mulțimii și se îndrepta către operă. Eu când m-am dus acolo, pur și simplu n-am putut rezista ispite și m-am dus și l-am îmbrățișat, m-am îmbrățișat și el. Și așa m-a luat de braț și încet, încet am prepus să mergem către operă. Bulevardul Republicii venea dinspre gara de nord, către centrul operei.
Am ajuns în fața operei. Marcu ține un speech, se urcă pe unul dintre piedestale, după cum o să vă arăt în fotografii. Lângă el sunt și eu, urmez și eu, le țin și eu un speech oamenilor, după care era un tab, un transportor blindat lângă clădirea operei, care a rămas de când a fost tragerile în data de 17 decembrie. Veți vedea în fotografii, armata a făcuse un cordon în fața noastră, în fața clădirii operei. După speech, mă duc, intru pe lateral a operei, îl văd pe un individ instalând niște microfoane și zic, ce sunt cu astea? Zice, sunt instalate pentru primul ministru Descălescu, care este la Consiliul Județean și va veni aici să vorbească cu populația Timișorii. Când am auzit lucrul ăsta, am coborât din nou jos și am incitat niște tineri. Eu mi-era mai greu să mă mișc acum, fiind rănit, și am incitat pe niște tineri și i-am tăbăcit puțin pe soldații de pe tab și le-am luat un pistol mitralieră, două pistoale mitralieră și un pistol teteu. Le-am luat, pe care ulterior le-am avut în operă, dar am primit și alte arme de la poliția TF, de la poliția gării, mult mai târziu. Și cu tabu împreună am venit din fața operei până aici la Consiliul Județean, unde se vede în față. Peste tot aici era o mulțime imensă, eu zic că se afla în jur de 15-20 de mii de oameni. La un moment dat, deci Marcu Ion, după cum o să vă arăt în fotografie, se afla în partea stângă, eu mă aflam în partea dreaptă. Pe ușa aceea, pe prima ușă de pe Consiliul Județean, apare primul secretar de atunci, Bălan, și spune, oameni buni, tovarășul prim-ministru Descălescu este aici și vrea să vorbească cu reprezentanții oamenilor muncii. Vă rog să veniți. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, am văzut că nimeni, am zis, bă, cum sunt eu cu bastonul, poate că nu se leagă nimeni de mine, ei n-aveau unde să știu că eu sunt pușcat sau nu, dar zic, hai că intru. Și am intrat. După mine, imediat intră Marcu și după aceea au intrat restul. Aș vrea să-i nominalizez pentru istorie, pentru eternitate. Au fost niște oameni curajoși și așa mai departe. Deci a fost Adela Săbăilă, Valentin Vârtan, Petre Boroșoiu, avocatul Petre Petrișor, Marcu Ioan, Savu Ioan, subsemnatul, profesorul Mureșan și Tomuța Simona. Aceștia sunt cei nouă care au intrat, se figurează prin media și prin alte cercuri că ar fi fost 13. Întrebarea mea este, oare de ce în 35 de ani ăia 4 n-au apărut niciodată și n-au zis, domne, și eu am fost acolo? Deci, și nici dumneavoastră să nu știți. Eu nu știu de 13, eu știu de 9. Deci, clar, este un alt mit care trebuie demontat. Este o listă cu 14 nume, din care 9 sunt recunoscute, 4 nu știe nimeni de ei. Sau ori fi fost prin Consiliul Județean, dar n-au fost la discuțiile cu primul ministru Descălescu. Discuțiile cu primul ministru Descălescu s-au desfășurat în sala mare de ședințe, care este la etajul 1, începând cu primul, al doilea, al treilea și al patrulea balcon. Am intrat acolo, eram toți, nu ne cunoșteam niciunul dintre noi și apare foarte arogant primul ministru Descălescu și zice, ce vreți, bă? Și zic că unul dintre noi, Marcu Ion, zice, păi vrem demisia lui Ceaușescu și a guvernului. Și atunci Descălescu se uită așa puțin ciudat la noi și zice, cum bă, că și eu sunt în guvern. Și atunci toți am sărit ca la unison și am zis, păi și dumneavoastră cu tot cu guvernul. La care tipul a zis, păi atunci nu mai avem nimic de discutat. Și a vrut să plece. Și iară câțiva dintre, și eu și alți colegi de-aia am strigat, păi dumneavoastră ne-ați chemat, n-a venit noi de așa de plăcere, nu ne-ați chemat dumneavoastră să discutați cu noi. Ce bine mă, puneți-mă pe hârtie ce vreți acolo. Și ne-am adunat tot și atunci am cerut alegeri libere, alegeri, cum se spun, libertatea de mișcare, pluripartidism, eliberarea arestaților, retragerea armatei în cazări. Problema este că noi am cerut chestia asta, dar armata s-a retras când au văzut că populația a declarat la greva generală și s-a început să se îndrepte către centrul orașului. Iar armata s-a retras, propriu zis. Deci noi am cerut-o oricum oficial, după care eu am fost cu propunerea, eu fiind și fronterist, am propus, cum să spun, libertatea de mișcare, să fim liberi să călătorim oriunde vrem. Au fost mai multe puncte, eu v-am punctat câteva dintre ele, probabil că există proclamație unde, adică că au fost două proclamații, de fapt este a fost proclamația noastră și proclamația celor de la operă. Am să fac o mică paranteză și după, de fapt nu acum, o să vă termin discuția ce s-a întâmplat. Am pus pe hârtie doleanțele noastre,
După care l-am însărcinat pe un coleg de-a nostru, pentru că eram toți speriați. Cine n-a fost speriat înseamnă că nu era de partea noastră. Am pus numele noastre și doleanțele noastre și l-am trimis pe Valentin Vârtan la consulatul sârbesc să ducă lista cu numele noastre. Foarte interesant, o chestie extraordinară, ca să vedeți, cum să spun, și coincidență, dar și, cum să spun, voința poporului timișoran de a face ceva. În timpul ce noi aveam discuția cu primul ministru Descălescu, la operă se făcea un nou grup. Se forma un nou grup. Era Lorin Fortuna, Benio Oprea, Băcana, Morar Petrișor. Am să mă mai gândesc, să-mi aduc aminte și de alții. Bădilescu, Claudiu Ordache. Toți aceștia, independent de noi, creau un grup care, cum să spun, doreau să dialogueze în fruntea poporului, în fruntea maselor de oameni. Ei aflaseră că Descălescu este aici. Descălescu pleacă cu doleanțele noastre. Noi le-am făcut în două sau în trei exemplare. Una am dat-o la Descălescu, una am dat-o la Valentin Vârtan, cu care a plecat. În acea seară, foarte interesant, grupul de la operă fac și ei o listă cu doleanțe și cu cerințe, care le citesc în fața oamenilor, îl trimite pe Benio Oprea la consulatul sârbesc cu numele lor din grup și cu numele noastre. Consulul sârb Atanascovici, l-am cunoscut ulterior, după aceea a și devenit cetățean de orașului Timișoara, pleacă în aceea după masa în data 20 și în 20 seara numele noastre sunt citite la Europa Liberă. Deci deveniseră ca și cum lumea, întreaga lume aflaseră despre noi și ce se întâmpla la Timișoara, inclusiv faptul că s-a tras la Timișoara, se știa deja. Descălescu apare după vreo 45 de minute, am uitat să menționez că în Consiliul Județean, în sala mare ședință, erau adunați toți directorii din întreprinderile timișorene. Iar unul dintre directori era directorul meu, care, cum o să prezint în autobiografia mea, eu cu câteva zile înainte de Revoluție am făcut greva foamei din cauza condițiilor de muncă, iar directorul de pe atunci, se numea Pleșa, a chemat securistul de serviciu, care apărea de câteva întreprinderi, și l-a chemat pe Ștef, așa se numea Ștef Alexandru securistul, cred că mai trăiește și acum, l-a chemat și m-a dus în birou la director, m-a legat cu cătușele de calorifer, m-a buimăcit bine de tot. Eu eram deja obișnuit cu bătăile, nu mai era o problemă mare pentru mine, dar sigur că nu mi-a convenit. Și după vreo două ore au venit și mi-au pus codul penal în față și mi-au zis: pentru instigarea contra Partidului Comunist Român, te bag 25 de ani la pușcărie. Și atunci am zis, am avut un moment de cumpănă și am zis, că întotdeauna am zis, trebuie să fiu rațional, am un copil de 3 luni și jumătate, am renunțat după 3 zile la greva foamei. Dar, bineînțeles, n-am ezitat ca în data de 16 seara să ies și să fac ce am făcut. Revin înapoi, mă duc, îl văd, directorul Pleșa mă vede, pune capul în pământ, stătea în ultimul rând și se sperie de mine. M-am dus la el, am vrut să-l bat atunci, dar am zis că nici nu merita. În fine, Descălescu revine după o oră și zice, am reușit să... printre altele cerusem eliberarea arestaților și să ne dea morții, să îngropăm creștinește. Sunt cele două doleanțe care le-am primit de la ei. Într-adevăr, începând din acea după masă de 20, au început treptat. În două zile le-au dat drumul la toți, câți au fost 700-800 de arestați. Le-a dat drumul la toți. Într-adevăr, s-au ținut de cuvânt și o parte dintre de oameni au fost putuți ridica de la morgă și îngropați creștinește. Am mai stat noi vreo o oră și am văzut că Descălescu nu mai apare. Ne-am hotărât, eu cel puțin am considerat și am zis, plecăm către operă. L-am informat pe unul dintre colegi, Petre Boroșoiu, care, uitasem să-l menționez pe Petre Boroșoiu, a venit și el cu noi și împreună cu Marcu ne-am îndreptat către operă. Lorin Fortuna, Claudiu Ordache și alți colegi au plecat către Consiliul Județean. Noi am plecat către operă, ei au plecat către dorind să aibă o discuție cu Descălescu. N-au mai avut-o pentru că Descălescu plecase deja. El pe la ora 3:30-4 dispăruse deja din Consiliul Județean. Am fost, cred că, foarte inspirați că am plecat de atunci, pentru că Dumnezeu știe ce se putea întâmpla cu noi. Am plecat către operă și la operă ne-am întâlnit cu restul grupului care se formaseră acolo.
A fost foarte scurt pentru mine, foarte direct. Mă simțeam un picuț, șchiopătam, dar mă simțeam totuși. Eram încă în acea, aveam acea adrenalină în care nu puteam să stau deoparte. Și văzând acel grup care și mai mult, și am zis, trebuie să formăm o gardă care să țină, cum să vă spun eu asta, să nu lăsăm pe oricine să vină să vorbească la microfonul care era instalat acolo. Pentru că puteam foarte ușor să fim destabilizați. Și am format o gardă care a fost destul de numeroasă. Ea are vreo 56 de nume, inclusiv Consiliul Lărgit al Frontului Democratic Român ca asta. Ce trebuie să rețină istoria este că la operă s-a format un partid care s-a numit Frontul Democratic Român, care n-a avut nicio legătură cu FSN-ul, partidul lui Iliescu, iar acest partid, prin reprezentanții lor, la un moment dat, eu am fost comandul gărzilor, Lorin Fortuna a fost președintele Frontului Democratic Român, unul dintre vicepreședinți a fost Murar Petrișor și unul dintre vicepreședinți a fost președintele administrativ, a fost Tudorin Burlacu. Am să vă dau lista cu oamenii care au fost, cum se spun, în operă și pot să spun că din data de 20 până în 22, 3 zile, noi am fost pur și simplu în ilegalitate. Am declarat greva generală, am declarat că suntem un partid unic, stabilit și dorim să participăm în alegere cu, cum să spun, cu alte partide care vor veni la putere. Rolul Frontului Democratic Român a fost foarte bine. Noi și pur și simplu noi am fost mandatați de către cei 100.000 de oameni din piața operă să-i conducem spre victorie. Pur și simplu. Ei ne-au validat ca și, cum să spun, ca liderii Revoluției de la Timișoara și ca oameni care, cum să spun, am dorit să facem acea schimbare. Nu există fără doar și poate. Toate teoriile astea cu lovituri de stat sunt puierile. Nu există dovezi. Timișoara a avut o revoluție originală. Ce s-a întâmplat în restul țării nu putem să vorbim. Probabil că e datoria istoricilor să afle în timp ce s-a întâmplat în alte orașe, unde nu s-a tras niciun foc. Este ușor, foarte bine de spus că însăși revoluția nu a cuprins toată țara. Revoluția n-a făcut chiar toată țara românească și numai o parte de oameni au făcut. O mare majoritate a oamenilor s-ar fi mulțumit cu o perestroică și un glasnost de-a lui Gorbaciov. Adică să trăim într-un comunism frumos, să avem locuri de muncă, să avem case la dispoziție. Capitalismul agresiv a speriat multă lume. Dar, sigur, am câștigat un lucru care e cel mai prețios și pe care le-am spus și copilor mei. Două lucruri să le prețuiți în viață. Viața și libertatea. Sunt două lucruri care sunt, cum să spun, e parte din viața fiecărui om. În fine, perioada 20-22 este foarte ambiguă. Bineînțeles că în alte revoluții, v-am spus, oamenii nu s-au știut între ei, firi diferite, caractere diferite. A fost la un moment dat și anumite animozități între membrii Frontului Democratic Român. Chiar eu, la un moment dat, pot să spun că am fost chiar deranjat de agitația care se făcea, pentru că toată lumea dorea, văzând că armata nu intervine și așa mai departe, lumea se liniștise dintr-un punct de vedere. Unii chiar au dorit foarte mult, să nu o zic cu răutate, dar unii au văzut oportunități. Și atunci, la un moment dat, a fost un episod destul de dur în care eu m-am dus, am băgat glonț pe țeavă cu doi adjunți de-a mei, cu Nicu Birie și cu Molodest Tiberiu și am zis, dacă nu vă alegeți acum, vă împuși pe toți. Simplu. Am fost puțin mai dur, am cam speriat pe toată lumea, poate că nu trebuia să fac, am reacționat ca un om. Tot ce am făcut am reacționat din instinct, din dorința de bine. Că am făcut bine sau nu, istoria mă va judeca. N-a fost rău pentru că imediat s-a conturat o listă foarte clară cu președinți, cu membrii fondatori, cu comitet și așa mai departe, gardă. Și toată lumea a fost mulțumită. A fost un fel de mică luptă internă, dar care, într-un final, a dus... Noi am condus județul până la data de 12 ianuarie. Iar până 12 ianuarie. Iar noi am militat. Deci, noi putem să spunem că am dat drumul la democrație. Pentru că noi în 12 ianuarie am avut alegeri libere. Deci n-am zis-o că noi am condus revoluția și acum noi trebuie să fim șefii. Nu, din contră. Am făcut, cum să spun, am avut alegeri libere.
Sigur, au fost încercări de destabilizare însuși a noastră. Președintele RRD-ului, Savoian, a venit cu Radu Bălan, pe care îl cunoștea sau se împrietenise cu el aici. Nu știu ce fel de revoluționar a fi fost, dar mă rog, asta este. A venit cu el acolo, a încercat să ne... A fost o mică încercare a armatei să ne destabilizeze când, mi-aduc aminte, în data de 2017, a zis generalul Popa, care a fost activat, a zis preiau puterea pentru o perioadă interimat. Sigur, repede, n-a durat foarte mult, pentru că, așa cum v-am spus, au fost acele alegeri premergătoare, care sunt, dau, propriu zis, dau undă verde alegerilor din 29 mai. Pentru că Iliescu a zis că el dorește alegeri libere în cadrul FSN-ului. Și noi am zis nu, trebuie să fim mai multe partide politice. Bineînțeles, ulterior s-au făcut și niște greșeli. Asta este, ca în orice revoluție, parte din membrii noștri s-au raliat Frontului Salvării Naționale, dar asta este o altă poveste. Important este ce s-a întâmplat în acele momente. Sigur că au fost trei zile întreagă, foarte greu, au trecut extraordinar de greu. Din rapoartele Ministerului Apărării Naționale a fost un grup de comando care a fost trimis la Timișoara pentru lichidarea noastră. Nimeni nu știe încă din ce cauză nu s-a întâmplat. Oricum, eu am avut aproape 5-6 arme puși mitraliere în operă și vorbisem cu colegii mei dragi și scumpi. Ambru Florin, Băbănaș Valerian, Văsui Victor, Tibi Etenberg, Nicu Rusan, Alexandru Strain, Dumnezeu să-l ierte, a murit. O mare parte din noi a trecut în ceruri. Am să mă mai gândesc pe parcurs. Iar din comitet, așa cum v-am spus, Liviu Băcana, foarte important. Aș vrea să menționez un lucru extraordinar. Colegul nostru Cornel Vaida, exact pe acest perete, în momentul când lumea era adunată aici, a avut el un spray care îl foloseau la sudură, așa, și a zis să nu scrie ceva să fie ca să-l aresteze, dar ceva care să prindă la populație. Și a scris mare pe perete, poporul a învins. Exact, în data de 20, chiar înainte de a intra în Consiliul Județean. Deci vedeți noastră, toate aceste mici episoade sunt atât de importante, au dus către victoria noastră. Sigur că n-a fost ușor, n-am plecat, am stat din operă, ne-am mutat în Consiliul Județean, eu am ajuns pe data de 27, din data de 20 am ajuns pe data de 27 prima oară acasă, eram mult mai liniștiți, eram mult mai, cum să zic, aveam bucuria aia imensă, deși eu am fost puțin sceptic la început, am zis, mă, să nu fie un foc de paie, poate totuși ăștia-s după noi, dar după la ce început, am... Când la început? Încă până și data de 27, nu eram sigur eu chiar de toată victoria asta, dar sigur, după ce l-au lichidat pe Ceaușescu, am zis, mă, poate vor să ne lichideze și pe noi, că știm prea multe și așa mai departe. Nu s-a întâmplat și sigur, e o altă poveste. Acestea fiind zise, iată, mai punem o pagină la istoria Revoluției și uitați-vă la următorul documentar, vorbim despre biografia domnului Sorin, să vedem ce povești ne va spune.